Vă spun bun găsit de aici, din studioul Media TV Cimișlia și Radio Media Cimișlia. Sunt Andrei Bargan și prezint emisiunea de astăzi, Ora Locală. Și iată-ne în fața dumneavoastră, împreună cu primarul de Cimișlia. În această emisiune televizată, domnule primar de Cimișlia, Sergiu Andronache, în cadrul proiectului Cartea Albă a proiectelor europene la nivel local, vom vorbi despre proiectele europene la nivelul orașului Cimișlia, în special în domeniile asigurare cu apă și canalizare, eficiență energetică, managementul deșeurilor solide și protecția mediului ambient. Care este situația și la ce proiecte europene sperăm în viitor în orașul Cimișlia? Avem în jur de 68 de kilometri de apeduct în localitatea Cimișlia, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Vechi și Dimitrovca. Avem 26,6 kilometri de canalizare la moment. Iată, deja urmează ca să îmbunătățim și să extindem aceste servicii, mai ales mă refer să extindem serviciul de canalizare în zonele din oraș Cimișlea, Cogâlnic, deja unde este documentație de proiect, să reînnoim rețelele de apeduct. Asta vreau să accentuez că le avem, dar din anii 60-70 și fiind, fiind manager șef la întreprindere municipală, cunosc foarte bine situația și știu și sectoarele care sunt cele mai dificile, unde sunt țevile foarte rele, adică cu defecțiuni și avem foarte multe avarii la rețeaua de apeduct sau la rețeaua de canalizare. Practic, aș vrea să vă spun că rețeaua de canalizare, după mine, ar trebui schimbată integral în acești toți 26 de kilometri, pentru că... Bine, să nu riscăm să facem drumul și pe urmă să le Da, pentru că, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, majoritatea canalizării a fost făcută până în anii 80, adică începând cu anii 60, 70, 80, după care... Asta nu e o problemă pentru canalizare, că noi mai avem țevi de azbest și în oraș, în care este prezent un pericol pentru... să nu intre cetățeni în panică, dar sunt porțiuni mici care urmează să le schimbăm aceste țevi. Și vreau să vă spun că la drumuri, nu să extindem drumurile, dar să le menținem într-o stare cât de cât și totodată să le îmbunătățim. Adică, după mine, varianta cea mai bună este varianta asfalt, datorită faptului că varianta albă cu timpul își pierde din calitatea sa. Da, și 2, 3, 5, 4, 5 ani este, o idee bună. Dar știți ce interesant este? Că faci varianta albă și cetățenii se bucură că erau în noroi. După asta merg automobilele că ridică praful. După asta spun că faci în asfalt. Și faci asfalt, spun că merg mașinile prea tare pe acest drum. Puneți-ne denivelatoarele astea, știți? Adică, oricum, fiecare din noi tinde spre ceva mai bun. Sunt gospodari care, sunt traseele naționale, traseele internaționale avem care treci prin orașul Cimișlea. Și chiar să dai cu o sapă în fața porții, să ai grijă, nu prea înțeleg, oricum, eu sper că... Noi nu criticăm, domnul primar, să-i arătăm, poate știți că câteodată nu atâta amendă, că o leacă obrazul și... Nu e vorba de amendă, e vorba de bunul simț pe care îl are fiecare, dacă să fie pentru... Îți faci, la tine în ogradă e foarte frumos și când ieși din ogradă e tundră, că așteaptă că să-l facă primăria. Dar la primărie, iată, noi și așa avem foarte multe cadre lipsă care... pentru salariul mic care este, nu prea vin. Și eu vreau să le mulțumesc întregii echipe de la primărie pentru devotamentul pe care îl arată zi de zi cu salariul acesta minim și responsabilitatea pe care o au. Regulament să fie cosit unde... Deci, noi, iată, nu ne-am mai ajuns mâini și picioare să mă apuc și de regulamentul ăsta de salubrizare cu contractul de delegare a serviciilor de gestionare a deșeurilor. Acum noi am aprobat contractul de delegare a serviciului de apeduct. Adică este muncă, unii specialiști lucrează pentru doi și tot așa mai departe. Da, vom reveni și la deșeurile. Da.
Angajații Serviciului Spații Verzi a orașului Cimișlia zi de zi sunt antrenați la cusitul ierbii în spațiile publice ale localității. Păi, pe ploaie o ieșit iarba, noi cosim parcurile, cosim la Val de Școala Rusă, o cosit acolo iarba și am mai în parce la școala numărul 3, o cosit iarba la s-o curățenie la școala și nouă, s-o curățenie, n-am strâns crenjile, am strâns curățenie acolo. Angajații sunt echipați cu unelte și mecanisme pentru menținerea spațiilor verzi, dar ar fi binevenit să dispună de o tehnică mai performantă. În ultimele săptămâni, angajații Serviciului Spații Verzi Cimișlia au desfășurat lucrări în regiunea Casei de Cultură, instituțiilor de învățământ și pe marginea trotuarelor. Câteva zile, intrarea în orașul Cimișlia din partea orașului Chișinău se va schimba la față. Este vorba despre o renovare a inscripției Cimișlia. Este o carte de vizită a orașului Cimișlia, acest semn de la intrare în oraș. A fost o inițiativă a administrației publice locale Cimișlia pentru a renova această inscripție, datorită faptului că era într-o stare foarte dezastruoasă, cu diferite juchituri. Deci noi am încercat să restabilim de la zero. Lucrările de amenajare sunt executate de către primărie. Literele metalice au fost curățate de rugină, pregătite pentru vopsire, iar suportul din beton sub formă de frunze va reprezenta culorile tricolorului, frunzele de vie și strugurii. Varianta a fost aleasă de către cetățeni în cadrul unui sondaj online. Au curățat partea asta de sus, literele de metal până la metal, adică de rugină până la metal, au fost efectuate diferite lucrări și la columbile astea de beton. După ce se finisează pavarea zonei, urmează ca să deja să vopsim și această inscripție. Noi am făcut și un sondaj pe pagina de Facebook. Cetățenii au optat pentru ca aceste trei tumbe de beton, care sunt nu literele, dar astea de mai jos, astea de mijloc să fie culorile drapelului, cele exterioare să fie originalul păstrat cu marginea verde și înăuntru să fie strugurii. Inscripția va fi iluminată pe timp de noapte și supravegheată de o cameră video pentru a-i păstra aspectul și a îndepărta răufăcătorii. Dacă observați acolo, vom pune și iluminare și cel mai mult ce contează pentru administrația publică locală, cred că și pentru toți cetățenii, să fie păstrat. Un cetățean, iată în ultima floare asta de jos, și-a lăsat amprenta la papuc de 42. Eu nu înțeleg cât minte trebuie să ai, cât de redus mental trebuie să fii ca să faci asemenea lucruri și sper că când va fi curat să-și dea seama fiecare. Eu am vorbit și cu cineva, o să punem și o cameră video aici pe stâlpul ăsta, să vedem, să-i prindem pe cei răufăcători care vor să distrugă. Se amenajează și teritoriul adiacent inscripției. Se nivelează terenul, se plantează flori, se construiesc trotuare și pavaje. Aplic, am pus bombardiurile, toți de mine pus, toate făcute aici, și vedeți, și mă gândesc să facem mai departe o frumusață așa, să știe, pentru Cimișlia, când a intrat la noi în oraș, să vadă, să bucuri, că, da, suntem băieți, gospodari și așa îmi pare că trebuie făcut. De două ori am fost la Chișinău, am adus flori, am pus aici, atât, frumșel, facem, așa e frumos facem. Costul total al proiectului este de 88.000 lei. Primăria a procurat deja materiale de construcție în sumă de peste 5.600 lei. Da, noi mai avem la fiecare direcție de dezvoltare strategică, avem și obiectivele specifice care sunt separate, de exemplu, obiectivul specific 1, ce sunt modernizarea rețelelor de apeduct, ce vrem să facem, să renovăm, iată, acum urmează
am lansat în licitații, ne-a contestat un agent economic și din Cimișlea, de fapt, ne-a contestat ca să nu putem porni lucrările pe strada Mihai Viteazu. Avem, deja am planificat că de la Mihai Viteazu 1 până la Mihai Viteazu 113 sau până la drumul care duce spre Mihailovca, strada Decebal, să fie schimbată rețeaua de apeduct. De ce? Pentru că sunt foarte multe avarii și cetățenii, clar lucru, că sunt nemulțumiți și iată, asta este o prioritate într-adevăr pentru noi. Și atunci și reparația drumului nu-i vorba? Eu sper foarte mult că până la urmă acest drum va fi și asfaltat, nu vreau să promit, dar într-adevăr fiind o stradă cea mai lungă din oraș Cimișlea, de 2,7 km, ar fi ok ca să fie asfaltată, pentru că este și o stradă, să spunem, în linie dreaptă merge și ar fi frumos să fie și cu asfalt, și cu canalizare, și cu apeduct. Dar trebuie de făcut într-un fel... Dar trebuie etapizat, adică apeductul, canalizarea, pentru că acum noi am... Acești bani pentru Mihai Viteazu au fost de la Ambasada Poloniei, care ne-a locat în urma vizitei ambasadorului excelenței sale, ambasadorul Poloniei, vizita care a avut-o în Cimișlea, ne-a promis că o să fac tot posibilul ca să-mi dea 20.000 de euro și iată s-a ținut de cuvânt și ne-a alocat acești bani. Noi, prin Consiliu, am votat o sumă de 267.000 de lei, costul proiectului care să fie, adică lucrărilor care va fi, și atât o să ne permită ca să reabilităm. Asta, încă o dată, să concretizăm, domn primar, că când vizitează un ambasador orașul Cimișlia sau localitatea noastră, el nu vine doar ca să, așa, să petreacă o zi, două. Noi, dacă suntem pregătiți, dacă avem documente, dacă avem propuneri, iată că câteodată se câștigă dintr-o singură vizită, dintr-o asta, un angajament din partea dumnealor și se alocă niște bani, hai, 20.000 de euro, tot sunt bani, 400.000 de lei. Asta e foarte mult și domnul Mihalcă a fost aici, Peter Mihalcă, s-a întâlnit cu dumneavoastră, îmi pare că de două ori. De trei ori. Asta e că anul ăsta e cu pandemia și e cam greu de făcut și acțiuni culturale, vom ajunge și la acest capitol, dar oricum eu am observat sprijinul din partea Uniunii Europene și din partea unor ambasade pentru orașul Cimișlia. Vreau să vă spun că, într-adevăr, este o deschidere, să simte o prietenie, o deschidere a ambasadorilor Uniunii Europene. Pe parcursul funcției mele de primar m-am întâlnit de trei ori deja cu domnul Mihalcu, care a fost în Cimișlea, a fost ambasadorul Poloniei în Cimișlea, a fost ambasadorul excelența sa Derek Hogan, din ambasadorul Statelor Unite în Cimișlea. Eu m-am întâlnit la Chișinău cu ambasadorul excelența sa din Lituaniei. Am participat și cu ambasadorul Japoniei, mai multe oficialități au fost și am discutat și cu ambasadorul Japoniei, sau de fapt am fost la o sărbare de-a lor, o recepție, da. Și acolo m-am întâlnit și cu ambasadorul Bulgariei, care sper că mi-a lăsat datele de contact, însă această pandemie cam nu a rămas, nu ne permite ca să ne întâlnim, acțiuni, da, acțiuni bulgarii care mai sunt în raion, sunt mai mulți, da. Da, păi iată, am avut aceste întâlniri care mă bucură. Și de asemenea cu rețeaua de canalizare, care o spuneam că tot am câștigat la programul Comunitatea Mea, să facem în jur de 1,5 km de canalizare. Aici la apeduct e 1,8 km de apeduct. În partea asta la canalizare cu Comunitatea Mea e 1,452 km, cost total fiind în jur de 1,8 milioane de lei.
doar că cei de la comunitatea mea au fără TVA și au, ne-au spus să le dăm de 1 milion de lei lucrările fără TVA care să le facă, iar noi deja urmează că sper ca Consiliu la următoarea ședință să voteze o contribuție de 550.000. Și este vorba de, o să o facem de asemenea pe strada Mihai Viteazu, de la fabrica de vinuri care vine canalizarea, este o fântână în, în stradă și o să meargă, o să treacă, o să traverseze strada Decebal și o să meargă până la casa 94, după care o să ia, o să facă conectarea la stația de pompare a apelor reziduale din Cogâlnic. Asta, deci, în privința canalizării și apiductului, cele mai așa mari lucrări de infrastructură, evident că, stimați cetățeni, câteodată nu se vede acest lucru. Da, sunt în bani în pământ. Da, sunt în pământ și nu se văd. E mai ușor să facem ceva, așa vă zic, în parc undeva. Eu înțeleg dorința dumneavoastră, dar atâta timp cât nu vom face infrastructura subterană, da, atâta timp vom avea probleme, fiindcă odată și odată ies la suprafață tot ce trebuie să fie îngropat. Iată, vreau numai aici să mai dau cu sectorul de apiduct. Prin decizia Consiliului Orășenesc, noi am, și banii alocați care sunt în buget, noi am schimbat 3 turnuri de apă la Răs, cum spune strada Vasile Alexandrie 5, la, în zona Malina la Coban sau Cetatea Albă 6 și în satul Dimitrovca, în satul Bogdanovca 9, un turn de apă. Satul Bogdanovca 9 din raionul Cimișlie este asigurat cu apă potabilă calitativă. Dacă până la moment locuitorii acestui sat aveau de suferit din cauza insuficienței de apă potabilă, acum această problemă este rămasă în trecut. Datorită efortului Consiliului Orășenesc Cimișlia și întreprinderii municipale servicii publice Cimișlia, fiecare locuitor al satului Bogdanovca 9 este asigurat cu apă potabilă permanent, ne spune primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache. Această acțiune de a schimba turnul de apă este datorită consilierilor orașului Cimișlia care au votat în bugetul orășenesc de a schimba aceste 3 turnuri, unul la Bogdanovca 9, unul la și 2 în Cimișlia pentru zona Coban, cum îi spunem noi, de pe strada Cetatea Albă 6, și un turn de apă la Răs, de pe strada Vasile Alexandrie 5, dacă nu mă înșel. Iată, practic, cele mai necesare lucrări în sectorul apeduct au fost efectuate prin înlocuirea acestor turnuri de apă. A fost schimbat un turn de apă pentru sectorul Taiwan sau stația numărul 4 sau strada Mihai Eminescu 1 încă în luna noiembrie, sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, turnul care a fost integral suportat de către întreprinderea municipală Servicii Publice Cimișlia. Turnul de apă potabilă instalat în satul Bogdanovca 9 este de 15 metri înălțime pentru a menține presiunea necesară de a asigura cu apă potabilă peste 80 de gospodării din localitate. Prețul turnului de apă, inclusiv lucrările de instalare, constituie circa 125.000 lei. Înălțimea piciorului fiind de 9 metri și cupola fiind de 6 metri, în total fiind 15 metri, care trebuie să asigure presiunea necesară în sectoarele date unde am schimbat. Deci vreau să vă spun că costul instalării unui turn de apă în mediu, de fapt la 15 metri cubi, costă cu procurare, cu transport, cu fundații și cu instalare în jur de 125.000 de lei. Potrivit primarului de Cimișlia, Sergiu Andronache, în total au fost instalate 4 turnuri de apă potabilă, turnul din satul Bogdanovca 9 și încă 3 turnuri în orașul Cimișlia, pe străzile Cetatea Albă, Vasile Alexandrie și turnul din strada Mihai Eminescu, care a fost achitat integral de întreprinderea Servicii Publice Cimișlia. Pe viitor se planifică de a fi schimbate și turnurile de apă potabilă din regiunea Cogâlnic și Malina a orașului Cimișlia.
Mai avem încă strict necesar de schimbat încă două turnuri de apă la regiunea Cugâlnic, sectorul Moara, și regiunea Malina, care sunt aprovizionate trei străzi și trei blocuri de locuit. Totodată am asigurat în sfârșit un turn de apă ajustat din cele care au fost scoase și am pus un turn de apă pentru vreo 7 gospodării care nu prea au avut apă deloc din satul Bogdanovca Veche. Noi am tăiat, am văzut care este bun din turnul vechi, am vopsit, am șlefuit, am scos rugina și am dus acest turn și la Bogdanovca Veche. La Bogdanovca Veche sunt mari probleme cu rețelele de apeduct datorită faptului că este o încurcătură acolo, sunt, cum spunem noi, o pautincă de rețele în care... Am auzit că nu știi de unde ați tăiat totul să se puneți de nou. Încă foarte mult, da. Să vedem, nu prea avem surse de irigare, adică râuri, Cogâlnic, Scamosucă, alte râuri nu avem, Iazuri nu avem, iată acum se sapă Iazului Iepure. Iazului Iepure, avem Iazului Japare, care în urma ploilor s-a umplut, dar acolo iarăși trebuie investiții. De curățat, vrem să aplicăm acum la IFAD să... Este și documentația tehnică pentru curățarea acestui iaz. Vasile Sidor, specialistul în implementarea proiectului, nu știu de care să apuci. Tot apar una, hai Vasile acolo. Și stau și mă uit la dânsul, da, domnul primar, iată asta, hai. Înțeles că acum sunt și perioada de aplicare la proiectele ADR, SUD, Tamar. Da, și acum până la data de 23 trebuie să aplicăm note conceptuale că și acolo pe fiecare sunt trei domenii prioritare care trebuie măcar câte un proiect să aplicăm, deci, și acolo. În ziua de astăzi spuneți dumneavoastră că oportunități sunt, adică sunt multe proiecte, sunt deschise, nu ajung poate specialiști, nu ajung... Da, desigur. Să le ducem până la capăt, fiindcă, iată, dacă cândva, eu țin minte, apărea câte un proiect într-un an de zile, acum observ multe proiecte. Oricum, cu pandemia asta mai sunt finanțări, știți, o problemă destul de mare o avem noi în localitatea noastră, că nu avem ONG-uri. ONG-uri care... Chiernici, spunem, nu de astea care e micuț. Dar chiar și micuț, dar nu prea le avem, că avem 2, 3, 4 ONG-uri care sau o asociație de băștinași sau care ar putea atrage proiecte mai mici, deci să ai vreo 10-15 ONG-uri în localitate, o atras din 15-17 și atunci se vede și impactul. Să luăm în calcul acum cu abilitarea cetățenilor. Pare-mi se vreo 7-8 proiecte mari, de 50.000 proiecte de managementul deșeurilor, de eficiență energetică, de apeduct și canalizare. Adică dacă au fost mai multe ONG-uri și mai puternice, au și reușit. Noi ne-am ales cu mai puține, mulțumim și de acestea, da, fiindcă au fost cum Basarabeasca, Ștefan Vodă, în genere n-au avut niciun proiect, dar... Cimișlea a câștigat două proiecte, da, care cu ONG-uri și iată, vedeți, două ONG-uri, două proiecte, adică noi am avut cinci aplicații cinci care au fost. Deci undeva la 50%, da, e bine. Da, e bine, proiecte mici, dar cu impact destul de social și destul de bun. Da, dacă vorbim de proiectul managementul deșeurilor solide, care este pe 10 luni de zile, începând acum cu august până în luna iunie 2021, urmează ca să relansăm acest, să spunem, serviciu de deșeuri la o treaptă mai nouă, să procurăm 100 de eurocontainere de o tonă și ceva, 1 și 1 eurocontainere, deci undeva 25% e contribuția primăriei și 75% e contribuția Uniunii Europene. Plus la aceasta, dumneavoastră spuneți că cu asociația Băștinași ați făcut acest proiect care o autospecială și cu contribuția cetățenilor. Deci tot pentru managementul deșeurilor solide. Deci putem noi spune că într-un an, doi, acest serviciu să-l revigorăm. Domnul Andrei, cât de muncă este în domeniul
managementul deșeurilor. În primul sau faci una și strică alta? Nu, 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 nu. În primul rând, cultura oamenilor de a evacua deșeurile. Anume managere, fiindcă managere, la noi deșeu înseamnă și cochileți și ardezii și tot ce... organ și da, da, mort și... Asta e, trebuie să facem o educație a cetățenilor, ce înseamnă... Este necesar foarte multă muncă, este necesar... Apropo, vreau să spun că aș mulțumi, nu că aș mulțumi, dar chiar mulțumesc public tuturor celor care au contribuit la cu donații pentru procurarea acestei autospeciale. Scopul nostru a fost de 100.000 de lei să-i strângem de la cetățeni pentru ca proiectul, aici e proiectul DAR 1+3, în care guvernul ne-a alocat 250.000 de lei. Proiectul Middle ne dă de 100.000 de lei dacă noi strângem 100.000, dacă nu, dacă strângem 50 și tot 50, ne dă de, scopul nostru a fost cel puțin 100.000 de lei să-i strângem ca proiectul Middle să ne dea 100.000. Și restul banilor urma să fie, deci, de la administrația publică locală. Noi am depășit această sumă de bani care au fost minimul necesar. Campania însă mai durează până la data de... mai sunt încă 23 sau 22 de zile. După... sfârșitul lunii septembrie. Da, după ședința Consiliului o să lansăm deja achizițiile publice, pentru că această autospecială a fost iarăși identificată la necesitățile populației, pentru că noi am avut, când am lansat un sondaj de opinie, a fost un... construcția unui parc, a unui sau reabilitarea terenului stadionului sportiv, dar erau niște costuri de 200-300.000 de lei, adică, știți, nu prea îmi făceam griji că cu oricare din ele să câștige, dar când am văzut că cetățenii vor un milion, vor autospecială, dar autospecială costă 1.000.000 de lei și noi acum ziceam, trebuie să depunem destul de mult efort pentru a informa cetățenii ca să doneze. Și ceea ce spuneam eu, că eu fiind, noi fiind în familia Andronache 4 persoane, dacă donam fiecare câte 10 lei, înseamnă că eu mă ducem și depunem 40 de lei, noi avem circa 10.000 de locuitori activi, activi fizic, persoane fizice în oraș Cimișlea, era să avem 100.000 din start. Dar vreau să vă spun că, într-adevăr, foarte generoși au fost agenții economici. Din diaspora, foarte puțini, noi, agenții economici au donat și ce interesant au fost că au donat o sumă destul de considerabilă agenții economici care nu prea au treabă cu evacuarea deșeurilor, înțelegeți, care se ocupă cu agricultura. Nu cu agricultura, dar cu activități agricole și au donat sume care pentru mine... Poate la urmă va trebui să facem public și mai mult, poate eu știu când vom inaugura, eu știu la o... Acum, noi, pandemie e greu să faci niște acțiuni, dar trebuie de mulțumit acestor oameni care, sau acestor agenți economici, fiindcă într-adevăr merită ei au... Merită și vă spun că cu ajutorul lor, cu ajutorul acestor agenți economici a fost într-adevăr un suport și noi oricum îi mulțumim pe pagina de Facebook, imediat cum a donat cineva, noi îi mulțumim. Pentru că donația nu este important să ai să donezi 1.000, 10.000, 100.000 de lei. O donație atâta cât te lasă inima. Și 10 lei, și 20 de lei, și 100 de lei. Da. Cu părere de rău, diaspora foarte puțin a fost mobilizată. Noi am distribuit și pagina de Facebook, unde avem destul de mulți băștinași. Dar... cred că asta e o tendință pe toată Republica. Ei de să gândesc cum să iei și de acasă, nu cum să iei banii aici să întoarcă, dar ei se gândesc ca să iau și pe mama și pe tata și eu în Italia și să mai introduc în Cimișlia banii. Nu, domnul Andrei, eu... Nu toți, dar sunt și de aici. Eu cred că încă nu au încrederea în administrația publică, nu au experiența respectivă în a dona bani, să doneze surse financiare. Pentru că asta este prima dată în, da, da, din da. Punctul meu. Eu ceea ce știu eu... Să vină și să după, și da, și dar după ce vom realiza acest proiect, o spunem iată, și poate atunci, cred că la un nou proiect vor dona, pentru că cu ajutorul cetățenilor putem face...
Cimișlia este un oraș amplasat la răscrucea a 5 drumuri naționale, dintre care unul este internațional. Până nu demult, toate erau în beznă. E cu bună viață și dorim mult sănătate și realizări în continuare. Felicitări tuturor! Și domnul primar, îți felicităm primul rând pe Mata, că ești administratorul acestui oraș și aldămașul din partea dumneavoastră. În cadrul proiectului de parteneriat între Consiliul Raional Cimișlia și Primăria Cimișlia s-au iluminat cele 5 străzi principale ale orașului, fapt ce va asigura siguranța cetățenilor și traficului pe timp de noapte. Cheltuielile pentru dispozitive de iluminat le-a suportat Consiliul Raional, iar lucrările de instalare Consiliul Orășenesc. Astăzi avem într-adevăr un eveniment foarte important pentru raion și oraș. Am realizat acest obiectiv datorită tuturor. Mă refer în primul rând Consiliului Raional, Consiliul Local, care la început de an am votat și am preconizat acești bani în buget la iluminarea stradală. Astfel, noi cu domnul primar, eu și domnul primar, am avut foarte multe discuții de la începutul anului pe marginea acestui subiect. Până la urmă am ajuns la o concluzie și am decis, în primul rând, să începem cu iluminarea străzilor naționale, toate intrările în oraș. Este o carte de vizită, 5 arterii, deci se primește strada Nicolae Iorga, strada Vasile Alexandrii, strada Decebal, strada Ștefan cel Mare. Consilierii locali au alocat 240.000 lei pentru realizarea proiectului. Acțiunea este o dovadă de conlucrare a autorităților locale cu cele raionale, de la care au avut de câștigat cetățenii. În sfârșit ne putem bucura de străzi iluminate, un vis care de mult predomina în sufletele oamenilor. Aceasta s-a întâmplat datorită unei conlucrări foarte bune între Primăria Orașului Cimișlia și Consiliul Raional Cimișlia, ceea ce iarăși este un lucru aplaudat și dorit de noi toți consilierii, fiindcă a fost o problemă până acum. Iluminarea străzilor contribuie și la siguranța vieții cetățenilor, a copiilor, deoarece seara oamenii revin de la serviciu, copiii mai vin de la o secție sportivă, de la o activitate extracurs și atunci părinții pot sta liniștiți acasă, copiii pot veni în siguranță. Сегодняшнее мероприятие имеет принципиальное значение, в первую очередь, потому что нас, как говорил чуть-чуть раньше председатель, часто укоряли советников города и района, что мы не можем комплексно работать и не объединяем усилия для усовершенствования, улучшения жизни, социальных, в первую очередь, условий жизни наших чемишлиц. Сегодня, как говорится, свершилось. Если до этого мы говорили, что много недостатков, мы не отрицаем, что они есть. Но было темно, мы их не всегда замечали. Сегодня стало еще чуть ярче на 5 улицах города. Это радует. Поэтому я желаю продолжить усилия городскому районному совету. Жаловаться на то, что нет финансов. А когда они были деньги? Надо их искать, надо создавать условия, надо преодолевать трудности. Я думаю, что вот в хорошей команде городских районных советников мы способны это сделать. Pe viitor vor fi iluminate și alte străzi. Primăria propune un parteneriat cu cetățenii privind iluminarea localității. Cetățenii care doresc să-și instaleze un corp LED în pe strada respectivă să fie ca contribuție procurarea corpului LED. Primăria deja o să instaleze corpul LED și, dacă este necesar, și procurarea cablului, dar asta iarăși sunt costuri. De aceea noi nu avem posibilitatea acum să asigurăm cu 100% toată localitatea. Acum orașul Cimișlia, pe timp de noapte, de la înălțimea zborului de pasăre, se aseamnă cu o localitate urbană. Deci și ultima
strategie, direcție este o dezvoltare a transparenței administrației publice locale, ceea ce mi se pare că, într-un fel, se reușește, s-ar putea și mai bine, nu știu, nu avem locul întâi în Republică, deja alții au locul întâi la transparență, și totuși am remarcat, domnule primar, că în prezent cetățenii spun că da, noi vedem pe Facebook, domnul primar, de raport, spune ce a făcut și probleme apar, adică dialogul cu cetățenii mult înseamnă. Și pe această cale, iată, și cu televiziunea, cu radioul, tot dezvoltăm emisiuni, reportaje despre localitatea noastră, despre problemele cu care ne confruntăm. Această transparență, ea vă ajută în lucru sau vă încurcă? Iată, asta vreau să... Știți ce interesant, unii cetățeni îmi spun că, iată, primarul se laudă, alții îmi spun că o tăiet o creangă și nu știu ce o pune pe Facebook, altul spune, da, iată, noi acum știm într-adevăr ce se face în oraș, cu ce se ocupă administrația publică. Eu dădeam și rapoarte săptămânale, după asta rapoarte lunare. Eram dezamăgit când mai auzam câte un comentariu, că da și tot te laud. Măi, nu mă laud, eu pur și simplu... Nu eu, primăria am făcut. Tot primăria, că nu fac eu singur, dar nu pot eu face. Administrația publică, iată, a făcut 1, 2, 3, 4. Ca cetățeni, ca asta și-am promis-o și în campanie electorală, că voi fi cât mai aproape de cetățeni, cât mai transparent și cât mai deschis pentru conlucrare cu toți cetățenii ca să informăm. Iată, acum sper că o să reușim noi totuși să punem și acele panouri informative care să citească și cetățenii sau proiectele decizii sunt, care sunt sau informația pe care o solicităm. Adică sunt niște lucruri că nu numai Facebook-ul, este Facebook pagina primăriei oficială, pagina de Facebook a primăriei oficiale, pagina mea de Facebook, iată prin radio media și media TV, prin alte adică sursa și chiar și Gazeta de Sud acum o să apară. Întâlniri cu cetățenii. Iată acum în cadrul proiectului vor fi întâlniri pe sectoare cu cetățenii și aici tot este o comunicare, și tot este o transparență. Comunicare cu cetățenii am avut-o de când am venit, mai ales cu... Zi de zi. Cu râpa asta, cât am umblat ca să... am mers, nu că am umblat, dar am mers la fiecare gospodărie. Trebuie să-i punem denumire domn primar, nu știu cum se numește, dar râuleț. Nu. Are o denumire cu S ceva. Aha. Chiar am văzut-o pe Facebook, cineva a pus-o. Bine, atunci că noi deseori apelăm la acest răușor care traversează orașul. Eu îi spun tot timpul afluentul dintre străzi. Da, afluentul râului Comun. El așa și este, afluent, acolo se curge. Dar trebuie să-i identificăm și râulețul. Râulețul, să-i spunem și denumirea. El are sigur, iată, bine, vom poate găsi. A auzit cineva și a spune. Și comunicarea cu cetățenii, mie îmi place să comunic, dar știți ce nu-mi place? Că oricine îi face în oraș, am impresia că cetățenii orașului Cimișlia, oricare cetățean a terminat Politehnica, da? Fiecare este inginer. Și numai vrei să faci ceva, îți vine și îți spune, ia ca asta, fă, ia ca asta. Măi, stați un pic, este o documentație de proiect. Sau cel mai straniu care ne-a fost, că când a săpat acest râuleț, cum haideți să-i spunem, afluent, de la pod aici, unde e lângă tire, a înlărgit, era specialistul ăsta din Turcia, care el de 40 de ani lucrează. Și el cât de netedă, cât de drept. Păi, ca să vă închipuiți că vine o cetățenie și spune, nu așa, ia că fă-ne așa, nu, cum tu, îi zic, mă tale, ești excavator și... Da, aia e vorba. Nu, că eu așa, știți, atunci turcii... El a făcut destul de bine, s-a vărât cu excavatorul chiar pe râulețul ăsta, eu chiar m-am mirat cum el lucrează. Anul curent, orașul Cimișlia a avut de suferit din urma câtorva inundații consecutive. Au fost inundate, potrivit estimărilor primăriei, circa 180 de gospodării casnice din oraș. Unul din motivele revărsării râului din centrul orașului este că albia lui a fost nămălită și s-a îngustat. Astfel, primăria a proces la început de august 2020 la lucrări masive de adâncire și lărcire albii râului din preajma podurilor și sectoarelor, unde este acces pentru tehnica de excavare. Iată, noi am început acum de la podul ăsta, de la stația de pompare centrală a apelor reziduale, să curățăm
să adâncim și să amenajăm malurile ca apa să nu se oprească și să aibă un curs fluent, să treacă sub pod. Sper că vom soluționa parțial problema. Am vorbit cu cei de la compania ONUR, compania turcă care se află și iazul iepurii, să curățăm măcar podurile unde avem noi posibilitatea de acces, însă din cauza liniilor electrice, cablurilor de Starnet, Telecom, nu au posibilitatea să ajungă la aceste poduri. O să încercăm să vedem cum va fi posibil, dar lor le trebuie 5 metri să fie ca să aibă acces prin oraș. Și iată, acum am zis că măcar să începem aici la pod, deoarece ne permite accesul și ulterior, pe parcursul acestui an, să mai încercăm să curățăm acest râu. Deja au fost executate lucrări pe sectoarele afluentului râului Ogâlnic, care traversează străzile Traian și Vasile Alexandrie. Lucrările sunt îndeplinite de către compania turcească ONUR. Pentru lucrările de curățare a canalelor de scurgere a apelor pluviale, Consiliul Orășenesc Cimișlia a alocat 100.000 lei din fondul de rezervă a orașului. Urmează lucrări similare de amenajare și în localitățile Bogdanovca Veche și Nouă. Vreau să vă spun că din fondul de rezervă Consiliul Orășenesc, la solicitarea mea, a votat 100.000 de lei pentru curățarea canalurilor tipi șes în Bogdanovca Veche, în Bogdanovca Nouă. Iată, astăzi se finisează și aceste lucrări. Noi am executat lucrări pe o lungime de peste 3 km și 200, 3200 de metri. Și iată, astăzi se duc ultimele lucrări care mai sunt, știu că cetățenii o să-mi spună că mai sunt de curățat, dar vă rog să mă credeți, iarăși e totul vorba de surse financiare și acum urmează ca să vedem la anul să mai curățăm și alte canale de evacuare a apelor pluviale. Oricum, aceste lucrări soluționează problema inundațiilor în oraș parțial. Potrivit primarului, este nevoie de un proiect mare de amenajare a afluentului râului Ogâlnic, poate și pavarea malurilor cu piatră sau cu plăci de beton armat. Din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi betonat, să fie toate malurile betonate și fundul, doar că acestea sunt niște investiții enorme, însă sursele financiare de care dispunem sunt limitate și măcar să curățăm cât ne permite tehnica specializată ca să facă, să execute aceste lucrări. Rugămintea cea mai mare este de a nu arunca deșeurile în acest afluent. Și vă spun cu toată sinceritatea că o să depunem maxim efort pentru a contribui, pentru a soluționa cât de cât problema, iar cei care vor arunca deșeurile sau vor depozita deșeurile pe malurile acestui râu afluent să fie pedepsiți. Dragi la răspuns. Rugămintea primarului de Cimișlia este ca cetățenii să păstreze curățenia și să nu arunce în râu deșeurile, altfel răufăcătorii vor fi sancționați conform legislației în vigoare. Păi iată, noi am mers până unde deja că are 39 de toane și n-am mai putut avansa. Acum trebuie să identificăm altă tehnică pe șenile, dar nu una mică, că acolo mică o să ieșim, nu știu când, în 4 ani o să ieșim din repas. Trebuie ceva mai mijlociu, dar vreau să vă spun că iată, atunci sâmbătă, de câte ori turșii mi-au spus, eu te ajut, uite care-i treaba. Tu stai acolo. De ce voi să stau? Ei să vezi. Da. Ei cred că s-au mai întâlnit cu asemenea probleme. Ca să fie primarul... Dar ei acolo cu rețelele de apeduc, să nu fie canalizare sau alte rețele, cetățenii și nu. Și el îmi spune,
numai sâmbătă sau duminică eu pot să vin? Zic ok. Și atât am sâmbătă și duminică, am stat toată ziua. Dar s-a făcut lucru. Îi zic, eu vreau să mă duc până acasă, mănânc măcar. Nu că dacă tu te duci, noi ne-am luat... Lora, înțeles, e pe teritoriu străin. Nu, da, nu cunosc limba, la urma urmei, și sunt... Și toți erau, eu vorbim cu ei în engleză, mai cunoșteau din ei engleză și tot. Bine s-a făcut, domn primar, că a fost învinuiri, că iată, de 20 sau 40 de ani nu s-a făcut această adâncire, lărgire. Și deja începutul este. Eu cred că noi vom mai avea întâlnire aici, sunteți binevenit la Media TV și Radio Media, permanent. Suntem în direct cu dumneavoastră, este mai cetățeni, să vorbim, să ascultăm și doleanțele dumneavoastră, întrebările dumneavoastră.